Bună ziua, ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi la Bucharest Technology Week. Spune-mi, te rog, care sunt soluțiile pe care le prezentați la eveniment? Renovatio prezint soluțiile de încărcare pentru mașini electrice. Noi am început dezvoltarea infrastructurii de stații de încărcare, iar de 2 ani de zile avem un proiect pe fonduri europene, în parteneriat cu cei de la Telecom în Croația. Urmează să instalăm până la sfârșitul anului viitor peste 60 de stații de încărcare rapidă și 3 stații ultra-rapide pe coridoarele principale care traversează țara noastră. Spune mai multe despre obiectivele de business pe care le aveți pe anul acesta. Ne-am dorit să depășim pragul de 200 de puncte de încărcare pentru mașini electrice și cât mai multe din acestea să fie rapide. Până la sfârșitul anului, în premieră pentru România și Europa de Est, vor apărea și 3 stații de încărcare ultra-rapidă cu putere de peste 150 de kW. Spune-mi, te rog, cum a fost interacțiunea cu vizitatorii până acum? După un început nu foarte entuziasmat din cauza ploii de vineri, sâmbătă și duminică a fost excelent. Am prezentat soluțiile noastre, avem în stand o mașină spectaculoasă în premieră pentru România, deci vizitatorii au fost foarte încântați. Îți mulțumesc frumos și vă așteptăm și ediția următoare. Cu siguranță.